Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Școala Gorjeană. Suntem împreună cu doamna profesoară Liliana Bugă, directorul Liceului Tehnologic Roșia Jiu, căruia îi spunem bun venit în acest studio de televiziune. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație, bună seara telespectatorilor, INSAF și nu numai cetățenilor din județul Gorj. Suntem într-un format, să spunem că ați mai fost invitata noastră, nu în formatul acesta de emisiune Școala Gorjeană, și ne-am propus să abordăm foarte multe subiecte în această seară, mai ales că aveți o situație atipică. Și de ce vă spuneam acest lucru și în prezentarea pe care o făceam prietenilor pe Facebook? Spuneam de faptul că v-ați născut ca și liceu în anul 2000, într-o zonă monoindustrială care a fost atunci așa și este și acum. Cu toate acestea, nu numai că ați supraviețuit, dar de la an la an, practic, ați crescut ca viteazul din poveste, în timp ce alte școli, alte licee o duc din ce în ce mai greu, dumneavoastră ați rămas, aveți o creștere constantă. Este adevărat ce spun eu până acum? Da, este foarte adevărat ce spuneți dumneavoastră. Într-adevăr, în zona aceasta monoindustrială, noi cu profil diferit față de ce exista în zona Rovinarii, vorba de profil minier, am apărut ca un plus la specificul zonei, cu protecția mediului, să protejăm ceea ce afectează cariera, eu știu, sau ce se întâmplă în urma defrișărilor. Și totodată, cu profilul servicii, am crescut, cum spuneți dumneavoastră, de 2 ani și cu nivelul profesional. E o creștere față de 2000 și sperăm să nu ne oprim aici, să creștem cu un alt profil care vine din ramura protecției mediului, e vorba de silvicultură. Ne dorim foarte mult acest lucru, l-am prins în planul de acțiune al școlii de ceva timp, însă nu am avut aracipul până acum care să ne dea autorizația pentru acest nivel. Sperăm că în viitorul foarte apropiat vom dobândi o nouă calificare care, după sondajul făcut în zonă, ar avea mare căutare așa, în rândul tinerilor și nu numai, și a familiilor din care provin. Nu întâmplător subliniam faptul că e zonă monoindustrială, dar dumneavoastră ați căutat să faceți și altceva decât face zona, adică industrie minieră și profil minier. Și dovadă că ați ales varianta bună este tocmai faptul că, iată, aveți căutare pe piața muncii și faceți, pregătiți oameni, că e adevărat, zona monoindustrială presupune ceva. Dar asta nu înseamnă că nu se mai lucrează și altceva, de la, nu știu, alimentație publică, comerț și până la diverse alte servicii. E nevoie. Exact cum am spus, servicii, da. E nevoie de oameni calificați și în alte domenii. Și să știți, după inserția profesională pe care am urmărit-o, din absolvenții noștri, o parte au urmat cursurile superioare, o altă parte chiar și-au găsit de lucru în domeniu, sunt încântați, și atât ei cât și agenții economici cu care lucrează, și asta e o mândrie pentru noi. De asemenea, avem răspunsuri pozitive și din partea agenților economici cu care avem încheiate contracte cadru vis-a-vis de școala profesională. Clasa 10-a profesională are foarte multe ore de practică în acest an de studiu și o zi pe săptămână merg la agenții economici din orașul Rovinari și dumnealor sunt foarte încântați, sunt copii cu minți, copii ascultători, ne bucurăm de acest lucru, asta înseamnă că atât noi cât și familiile din care provin știm să-i formăm și să-i educăm corespunzător. Da, e o problemă care se vede la nivelul învățământului românesc, aceea că încă se menține, chiar dacă pare o revigorare a învățământului tehnologic, a învățământului profesional, vizibilă în ultimii, să zicem, 2 ani sau cel puțin în ultimul an, cu toate acestea, părinții sunt greu de convinși de a alege, să spunem așa, învățământul profesional pe de o parte și, în general, meserile, chiar dacă, să zicem, sunt la profil tehnologic de liceu. Au o anumită reticență, adică toți părinții visează gen, nu știu ce, specializare care nu-i aduce un loc de muncă, ba din contră, ceva teoretic. Aveți dreptate. Iată că dumneavoastră vă confruntați cu asta, dar reușiți. Da, mai ales într-o zonă în care nu aveți, să spunem așa, aveți un bazin totuși redus de copii, o zonă. Nu vă, cum e la Târgu Jiu, care să-i vină în toate părțile. Școlară și e în scădere. Și cu toate astea reușiți să faceți acest lucru. De asta aș vrea să aflăm secretul până la urmă și acestei reușite, să învețe și alții din această experiență. Secretul este echipa pe care
o avem la școala din care provin eu. E vorba de un grup de cadre didactice care se ocupă cu promovarea imaginii școlii, se ocupă de oferta educațională, așa cum ați văzut și dumneavoastră în primăvară. Dumnealor merg așa în zonă să convingă elevii, dacă e posibil și părinții, să le explice că nu e liceul forma cea mai bună, pentru că sunt și copii care nu au, eu știu, capacitatea de a promova examenul de bacalaureat și dacă nu avem o finalitate la cursurile pe care le urmăm, aproape le-am făcut degeaba. Și atunci e mai indicat să meargă copilul la școala profesională, să dobândească o meserie, totodată să câștige și un ban, să contribuie la bunăstarea familiei, pentru că acești copii beneficiază de bursa profesională în cuantum de 200 de lei lunar. Condiția este să nu lipsească, să nu aibă absențe. Bani care nu sunt de dat la o parte pentru copiii care provin din familii cu situații materiale grele. Și unii părinți sunt înțelegători și chiar din primul moment îmbrățișează ideea de a merge copilul dumnealui la școala profesională. Am fost plăcut impresionată după emisiunea pe care am făcut-o noi la școală cu oferta educațională, a venit un tătic din zona respectivă și a spus: doamnă, v-am văzut la televizor, îmi place ceea ce faceți aici, nu se terminase clasa 8-a, să înțelegem, eu vreau să înscriu copilul aici la școala dumneavoastră la profesională. Și foarte bine a făcut dumnealui, copilul este în clasa a 9-a profesională, frecventează cursurile, este așa cum trebuie. Însă sunt și părinți care refuză să-și aducă copilul la această formă de învățământ, deși observă că nu a promovat clasa 8-a, a rămas corigent în aici toamnă. Aici e problema, că una e să fii un copil de media 10 și să zici, bă, vreau un liceu teoretic, da. Și alta când ai o problemă de nu reușești să termini clasa 8-a sau o termini tras de... În a doua parte, în a doua sesiune. În condiții, să e clar că nu ești pentru învățământul liceal și cel mult pentru învățământul profesional. Aici nu e vinovat doar părintele, consider eu că și sistemul are o mare vină. Domnul general a spus în repetate rânduri să nu spunem așa că la profesională trebuie să meargă neapărat copiii cu care nu învață. Nu susțin lucrul acesta, dar nici tu, sistem, să dai voie unui copil care nu a fost în stare să obțină nota 5 la evaluarea națională să treacă la liceu. Nu e posibil. Din nefericire facem asta din 2009, cred. Foarte rău, pentru că apare reversul medaliei, da? Din dorința de a face cât mai multe clase de a noua, să avem populație școlară, ne trezim la sfârșitul clasei a 12-a, după 4 ani, da? Că procentul la bacalaureat este... Zero. Da, sunt unele licee care promovează. 1-2 din nu știu câte zeci, deci practic e procentul sub 5%. Vina nu e numai a școlii, nu e a cadrelor didactice, așa cum mereu se spune, știți. Cine nu lucrează cu elevul, cine nu are contact direct, argumentează foarte simplu, foarte ușor. Din exterior multe lucruri se văd simple, dar nu e așa. Și dumneavoastră sunteți profesori și eu sunt profesor și observăm că generațiile din urmă, așa, vin din ce în ce mai agitate, din ce în ce mai greu de stăpânit, nu știu, încotro se vor îndrepta. Și deși sunt în era informației, par destul de slabe față de ce erau generațiile, să zicem, cu doar 10 ani în urmă. E adevărat, pentru că atenția lor nu mai este îndreptată spre ceea ce este normal. Ei sunt la clasă, dar nu sunt. Parte din ei, sunt și excepții, avem și copiii deosebiți, nimic de zis, dar marea majoritate nu fac ceea ce ar trebui să facă. Da, e o problemă pe care trebuie să o înfrunte învățământul și trebuie să găsească fiecare unitate școlară, trebuie să găsească antidotul. Se pare că la dumneavoastră există, să zicem, s-a găsit calea de mijloc să îmbinăm cele două. Dovadă, cum spuneam, dacă cu două, trei excepții în județ, unde sunt, să zicem, număr crescător de elevi, dumneavoastră sunteți la constanta pozitiv, deci nu n-ați coborât. Nu am scăzut, am fi vrut o creștere, dar trebuie să fim obiectivi și să spunem că populația școlară este în scădere. Și o să vedeți în anii care urmează, noi am tatonat terenul și am văzut că pentru clasa pregătitoare, spre exemplu, la nivel de rovinar sunt 60 de copii. Noi suntem 3 școli. Noi mai puține, ne-am mulțumit întotdeauna doar cu o singură clasă, știți.
dar școala generală 1 și școala generală 3, care sunt școli... Și care aveau cumva 5, 6, 7, 8 clase paralele, da. Iată că acum da, cu 60 de copii obții cel puțin, maxim 3 clase, să spunem, și acelea la limită. Și au de pierdut, bineînțeles, cadrele didactice care sunt acolo și care intră în restrângere și ești pus în imposibilitatea de a-ți mai obține ușor pâinea pentru care te-ai pregătit. Asta e un pericol care ne așteaptă, e o amenințare pentru noi cadrele didactice. De acest pericol, cred că din statisticile Direcției Sanitare am văzut anii 2010-2011, când a fost și problemele acelea la nivel de concedii, de maternitate și alte chestii la nivel de guvern, au făcut ca populația născută, deci cu tinerii născuți, să fie foarte puțini. Deci e o problemă în întregul județul și în întreaga țară. Da, avem generații, deci apropo de generațiile care la nivel de gurs sunt undeva la 5.000 de elevi plus minus, și care coboară în fiecare an. Da. Nu mai sunt. Deci am pornit de la vreo 6.000 acum vreo 10 ani și acum suntem la vreo 4.000 și ceva. Vreau să vă spun că născuți în Gorj în 2011 apăreau undeva la 2.000 și ceva. Deci gândiți-vă că sunt la jumătate. Deci aveți dreptate. Dumneavoastră ați perceput asta la nivelul dumneavoastră, dar e la nivelul din zona dumneavoastră, dar este și nici la nivel de județ o problemă. Da. Vorbeam, că de aici am pornit și o să vorbim foarte multe despre liceul dumneavoastră în această seară, dar vorbeam și de adaptare și spuneați de adaptare la situația de față și se tot vorbește de noi legi ale învățământului, de toate diverse, fiecare ministru a vrut să-și facă o reformă proprie. Însă, cum vedeți dumneavoastră lucrurile de care vă izbiți? Și anume, știți, există acea propunere ca la liceu acum să nu mai facem într-adevăr să scăpăm de acea medie sub 5, dar cu două examene, adică să avem un examen de evaluare națională, dar și un examen de admitere la liceu. Ministrul actual spune, nu, se poate cu două examene, ceea ce mi se pare pentru copii de clasa 8, cred că e greu să dea două examene. Da. Pe de altă parte, nu cred că ar da examenul de admitere, s-ar putea face, să zicem, la câteva liceu unei concurență, nu la peste tot. Cum ați vedea această cale de rezolvare și dacă e normal ca un copil, că ați spus mai devreme, un copil care nu promovează evaluarea națională să-l găsim la liceu și să mai avem și pretenții să ia bacalaureatul peste 4 ani? Nu știu ce grup parlamentar realizează acest material. Din ce am studiat, mi-am dat seama că dumnealor nu percep situația așa cum este în teren. Am văzut că doresc evaluare națională la limba și literatura română și la matematică și științe. Științe presupunând biologie, chimie, fizică, exact cum este la clasa a șasea. În afară de asta, probă orală la științele, la cultură civică. Mie mi se pare... Și mai e și limba străină care s-ar da un examen străină, oral sau ceva tot de genul ăsta. Pe perioada... Da. Deci un fel de bacalaureat s-ar da. Da, pe perioada anului școlar. Da. Din punctul meu de vedere ar fi o bulversare totală a programului, în primul rând. Pentru că știm ce se întâmplă la competențele orale din cadrul elevilor de la liceu. Da. De ce să stricăm un timp care e foarte util pentru noi? Nu am obține absolut nimic. Suntem la fază de experiment, probabil, dar sper să nu treacă. Bine. Pentru că este în defavoarea noastră, a tuturor și a părinților, a elevilor în primul rând, că sunt extrem de solicitați. Noi vedem că de-abia iau note de 5 la română și la matematică. Avem, oare tindem să credem că vor lua la fizică, la chimie, la biologie peste 5? Vedem la clasa 6 și noastră probabil la școală aveți la clasa 6. Le e extrem de greu copiilor să aibă un punctaj corespunzător la itemii respectivi. Bine. Să fim sinceri, și noi am fost copii. Nu poți. Deci nu poți să stochezi atâta informație și să-l bombardezi pe copil cu atâtea lucruri grele pentru el. Pe de altă parte, s-a creat la nivelul gimnaziilor, de exemplu, o altă situație ciudată în care avem materii de rang 1 și rangul 2. Rangul 1, cele care sunt luate în evaluările de la a 4-a, de la a 6-a, de la a 2-a sau în viitoarea clasă 8-a, noua formulă, în timp ce altele, practic, nu punctează, deci nu sunt luate în considerație deloc. Acum problema este de ce să ducă greu și acum. Greu în gimnaziu îl duce româna și matematica. O știm foarte bine cei care lucrăm în învățământ.
Dar e normal să fie așa, pentru că fără cele două materii fundamentale nu te poți descurca în liceu, asta e cu siguranță. Ce facem dacă acceptăm alte materii la evaluarea națională? E nevoie să le luăm pe toate? Pot copiii să facă față? Știți, testele PISA ne plasează undeva la coada clasamentului? Sau există altă soluție? Din punctul meu de vedere, și eu predau chimie, nu aș spune că obiectul pe care îl predau e de rangul 2, chiar dacă nu a fost la evaluarea națională. Ba, dimpotrivă. Copiii, după cum știm, merg la diferite concursuri școlare. Nu se pot prezenta la concursurile școlare fără un minim, nu un minim, fără a lucra cu copilul suplimentar. E păcat să gândim că e de un rang sau de rangul 1 sau rangul 2. Aici, probabil, vine din interiorul... Din perspectiva evaluării naționale. Da, nu, din interiorul... Da. Sistemului nostru, da. Dintre noi și facem greșeli. Dacă nu, era din perspectiva evaluării, adică, da. Bă, materia mea nu e luată la evaluare, în timp ce, de exemplu, cum spuneți, chimia, da. Nu este, istoria nu este și sunt alte materii care nu. În schimb, deci sunt luate în considerație biologie, fizică sau chimie da. Mai puțin, în fine, da. Că la 6 nu se face chimie. La 6 nu se face de chimie, de da. Evaluarea de clasa 6. Nu trebuie să gândite lucrurile așa. E un examen, o evaluare națională, un examen de final de ciclu de învățământ. Nu, asta nu înseamnă că elevul trebuie să dea examen la toate materiile, până la urmă. Nu, dar toate sunt discipline. Da, riscăm să mergem cu generații care să nu fie... care vor fi foarte slab. Pregătite la cultură generală. Deci dacă ne cantonăm și nu ne mai cantonăm pe o singură materie sau pe două, vom avea și reversul medaliei, în care ei nu vor putea face față la toate. Pe de altă parte, e și situația aceasta că deocamdată la evaluările acelea de, să zicem, de clasa 6 se ia în unele materii și deocamdată la clasa 8 este situația cu doar cu româna și matematica. Bun, acești copii trec de gimnaziu, vin la liceu. E, aici cum facem admiterea și cum spuneam că există mai multe variante odată, dar e și problema cealaltă. Cât ar trebui să avem să meargă spre teoretic și cât spre tehnologic, spre practic. De ce spun asta? Că în timp ce la noi și Gorjul are undeva, raportul este undeva peste 40 în ultimul timp, deși e normal, ar fi undeva, în media europeană e undeva 30 la 70 în favoarea tehnologicului, noi Gorjul avem vreo 40 și ceva, deja aproape ne-am îndreptat spre jumătate cu licee teoretice. Deci nu e o normă bună, mai ales într-un județ care totdeauna a strălucit prin industrie, prin economie, mai puțin pe parte teoretică. Da, dar din păcate cam se stinge strălucirea aceasta din punct de vedere al industriei. Și da, dar până la urmă cumva va trebui să ne întoarcem și la partea industrială. Este și asta adevărat și trebuie să avem tineri formați. Știți, în acest sens. Îmi spunea un telespectator într-o seară un mesaj, tot pe o chestie, domnule, vom mai trece general, dar dacă vrem să fim consumatori în Europeană, va trebui să producem și noi ceva, să luăm banii cu care să cumpărăm. E adevărat. Deci de asta zic că cumva va trebui dreptate, să fie... Da. Atunci când se îndreaptă spre un profil sau spre altul, părintele în primul rând, vede și finalitatea, ce meserie să-l îndrume pe copilul meu să facă. Cizmar nu pot că... n-are unde să lucreze, eu știu, tehnician în administrație nu se poate că toate locurile în primării s-au ocupat și așa mai departe. Însă trebuie să urmeze și o formă de învățământ și atunci îl întreabă și testează aptitudinile copilului până la urmă și dorințele lui, cum se vede și el în viitor. Haideți să vorbim despre liceul din Roșia Jiu pe ce au însemnat, să spunem, anul 2015. De fapt, perioada de care nu ne-am îndoit. Cum ați depășit bacalaureatul, cum ați făcut admiterea și care au fost, să zicem așa, principalele trăsături ale perioadei respective. O perioadă agitată în viața școlii. Da, e adevărat. Perioada de vară chiar este agitată și pentru școală și pentru profesori. Pentru că, până la urmă, profesorii organizează aceste examene și sunt implicați așa, în mod direct. Din fericire pentru noi stăm bine, e loc și de mai bine, la procentele de promovabilitate. La evaluarea națională avem 91,3%. Un plus pentru noi e faptul că cei admiși au rămas la noi la școală, au plecat doar 2 elevi din motive obiective.
Asta înseamnă că colectivul de cadre didactice de acolo le-a stârnit interesul și s-au atașat de noi și vor să-i creștem până în clasa 12-a. Ceea ce e foarte important. Ceea ce e foarte important. Și procentul de evaluare națională e unul foarte bun, mai ales că în județ, anul acesta, procentele au fost destul de reduse în unele școli. Este foarte bun. E adevărat că a fost și o triere așa. Nu toți copiii au intrat în evaluarea națională. Dacă e normal nu să au fie dobândit așa, un cumul de cunoștințe, rămâi și îți iei cunoștințele necesare ca să promovezi clasa 8-a. Și atunci, evident că au participat copiii mai bine pregătiți și după exact ce spuneam, dacă e o cernere corespunzătoare și rezultatele sunt altfel. La bacalaureat procentul a fost 39, aproape de 40%, un procent bun. Am avut și pentru final de protecție a mediului, da, corect. Da. Și profil servicii. Întotdeauna la profilul servicii vin copiii cu medii mai bune. La evaluarea națională sunt copii mai aplicați studiului. Rezultatele la bacalaureat pentru ei sunt mai bune decât cei de la protecția mediului. Însă n-aș spune că nu sunt copii buni și la protecția mediului. Am avut medie de 8,50 la servicii, dar am avut și de 7,95 la protecția mediului. Medie la examenul de bacalaureat. Pentru liceul tehnologic, eu zic că e o medie foarte bună. Asta spune mult despre cât se muncește în școala noastră. Și dumneavoastră cunoașteți zona și vă închipuiți că nu sunt părinți care să-și permită să ducă copilul la o pregătire suplimentară. E o zonă în care resursa financiară nu e întocmai așa cum e la Târgu Jiu, spre exemplu. Copiii sunt pregătiți în școală. Pregătiți în școală. Și chiar există acel orar de pregătire și ei vin cu mare drag. Și vă invit în orice moment, atunci când doriți dumneavoastră să urmăriți graficul și să observați cu surprindere că sunt elevi de clasa 12 la pregătire și la română și la matematică și la biologie și la chimie. Și nu numai, vin și de la seral. De la clasa a 13-a seral, nu toți, că nu vorbim la scară largă, dar oamenii care sunt conștienți că fără pregătire suplimentară n-ar putea promova, vin la școală și intră la pregătire cu cei de clasa 12. Păi, iar o să vă întreb cum faceți acest lucru, că am văzut și a fost presa mediatizat foarte mult cazurile acestea, au luat procente de aproape de zero unele licee din Târgu Jiu, au încercat profesorii de acolo să-i aducă la pregătire între cele două sesiuni și copiii n-au venit. A încercat universitatea să facă pregătire în ideea să mai ia câțiva copii să-i îndrepte spre universitate, spre inginerie sau altă, și același lucru. Nu s-au arătat interesați cei care de asta. Deci n-au fost conștienți că le trebuie. Am dumneavoastră înțeles. Cum faceți? În primul rând, vin copiii buni, care sunt dornici să ia bacalaureatul din prima sesiune. Înțelegeți? Da. Și de aceea vin pentru, pe parcursul unui an școlar să pregătească. Între sesiuni, cred că interesul nu mai e la fel, că nu mai sunt elevii care să fie direct interesați. Pentru, da. Dar, unul, doi, nu eu. Deci nu eu fac lucrul acesta, profesorul este cel care își aduce copilul după el prin ceea ce știe și prin ceea ce poate să-i dea copilului și să-i stârnească interesul, să vadă copilul că are ce învăța de la dumnealui. Păi bun, dar în fiecare școală avem și copii buni și mai puțin buni. Dacă procentul la bacalaureat în prima sesiune a fost aproape de zero, adică a luat 1-2, asta înseamnă că cei buni n-au fost la pregătire la deloc. Ăsta, n-au fost nici înainte, n-au fost nici după. Nici după. Aici e problema. Da. Deci da. Aici și, trebuie să și conștientizeze. Am început să ne cantonăm foarte mult și am văzut asta la a doua sesiune a bacalaureatului în județul Gorj. Deși s-au înscris destul de mulți după prima sesiune, practic n-au mai venit decât, eu știu, mai puțin de două treimi dintre cei înscriși, pe ideea, ba, pleacă în străinătate, da. Ba, deja au început, unii să nu se înscrie la bacalaureat deloc, deși a trebuit să fie în fiecare an, în ultimii ani, n-au luat bacalaureat undeva la 2000, sau, deci dacă ar fi să se înscrie toți care n-au bacalaureat în Gorj în ultimii ani, cred că am depășit 10.000 acum, pentru examenul de anul acesta. E, o să vedem că nu se înscriu. Deja au început să renunțe la ideea de a avea, să mai spere că vor avea un bacalaureat. O concepție greșită, o consider. O concepție greșită. Ei conștientizează foarte bine că nu sunt pregătiți și că vor avea un rezultat negativ. Știu copiii ce
ce pot și ce nu pot. Poate mai bine decât noi. Și atunci nu se mai înscriu, dar nici nu fac eforturi pentru a putea mai mult. Parte din ei, vorbim de cei care nu se prezintă sau se prezintă și iau 1, 2, eu știu, doar așa de dragul examenului. Pe partea cealaltă mai e o situație în care, și chiar aveam o discuție de la, cu niște copii de la un liceu socotit bun al orașului, care spuneau, dom'le, deci eu o să plec afară, nu mă întreabă nimeni de bacalaureat. Întâmplarea a făcut ca cei cu care discutam chiar să ia bacalaureatul în bară, dar nu asta era problema. Deci nu mă întreabă nimeni, nu o să am orizontul din, pentru că mă duc să muncesc efectiv pe șantier sau ceva de genul ăsta, nu mă întreabă nimeni, nici n-am perspective de promovare, dar trebuie să mă duc pentru că altfel loc de muncă în Gorj sau nu găsesc. Din păcate, da. Și aici, probabil, ne afectează și ca învățământ, pentru că e problema aceasta dacă începe să fie, dacă miza ar fi bacalaureatul și un loc de muncă pentru unii, cred că ar conta mai mult decât. E adevărat. Pe de altă parte, și aici ar fi de văzut, și nu știu cum e la dumneavoastră, dar există părerea aceasta preconcepută, școala nu pregătește, nu reușește să pregătească oameni pentru piața muncii. Păi problema ca școala și a dumneavoastră și alte licee să pregătească pentru piața muncii, ar trebui să știm, bă, ce facem peste 5, 10, 15 ani, ce se va căuta în Gorj, adică ce vrem să facem. Acele strategii de care se vorbește și care le fac toate instituțiile, de la, de la Consiliul Județean, primăriile, universitatea și celelalte, toate sunt ceva lucruri generale, vorbim tot de minerii care, concret, oricum, în orizontul de așteptare mai devreme sau mai târziu va dispărea. Deci dacă am ști unde ne îndreptăm, cred că și învățământul s-ar putea adapta mai repede în această direcție. Sigur. Și piața muncii trebuie să fie, să vină în sprijinul nostru. Dar trebuie să știm pentru ce pregătim. Trebuie să știm pentru ce. De aceea noi am îmbrățișat specializarea comercian vânzător, pentru că de asta ea momentului. Da, va fi nevoie totdeauna. Și spun eu că aici am fost bine inspirați așa când am ales și totodată dorim silvicultură pentru că trebuie reîmpădurit ceea ce s-a. Și e o priză, chiar apropo de obște mare de aici din Gorj, semnalau faptul, caută tineri ca să-i facă pădurari sau pe domeniile respective și nu găsesc tineri care să aibă liceu silvic de specializare silvicultură. Pentru că nu mai există la noi în Gorj. Deci e nevoie de un asemenea profil în județul Gorj. Noi ne-am documentat bine. V-ați gândit bine și din această. Să sperăm că la anul, o să spunem, avem o clasă la silvicultură cu 30 de... Deci, iată, e un anunț, să spunem așa, în premieră. Pe care ne-l dorim. Da. Pe care ne-l dorim. Trebuie să treceți și peste evaluarea CIP ca să faceți acest profil, să înțeleg, da, nu? Da, e adevărat. Da, oricum bănuiesc că sunteți, dacă v-ați propus acest lucru, deja sunteți pregătiți ca să-l aveți. Sufletește și... Și, bineînțeles, și ca documente, pentru că, apropo de, pe lângă aceste controle pe care, care se fac de către ARACI pentru autorizarea unor profile, avem în Gorj și în ultimile săptămâni și vom avea până la sfârșitul lunii noiembrie 72 de școli vor trece printr-o evaluare ARACIP de autorizare sau ceva de nou acreditare. De pentru viitor. Deci, practic, învățământul gorjean va fi la nivelul, să zicem, lunii ianuarie 2016, cu toate școlile la nivel de autorizare ARACIP. E o realizare imensă pentru învățământul gorjean și cred că ar fi primul județ care să facă asta în total, pentru că celelalte care nu sunt înscrise deja au evaluări de acest, de acest gen. Bine, liceele ați mai trecut prin aceste lucruri, că a trebuit să vă autorizați diverse profiluri. Sunteți cumva obișnuiți de aceste, pe noi, aceste. Nu, că ați mers pe profile care le-ați mai care avut, avut și erați deja prin ordin al ministrului. Autorizați pentru acest. Așteptăm echipa pentru să vină și să sperăm că vom obține calificativul dorit pe măsura muncii noastre. Dacă ne uităm la rezultate, am putea trage concluzia de acum ce calificativ obținem. Că rezultatele, până la urmă, vorbesc cel mai mult. Sunteți într-o zonă și, normal, nu puteam să ratez această ocazie să vorbim puțin și de istoria zonei, mai ales că sunteți într-o zonă cu îndelungă tradiție istorică și de multe ori poate e nevoie ca cei de la licee, mai ales, pentru că ei pregătesc, practic, forma primară pe piața muncii, să vadă cum a evoluat localitatea în trecut, nu degeaba acele PDI-uri, pasuri sau cum se numesc, fac un istoric al zonei, pentru că de multe ori unele lucruri revin, adică dacă o localitate are tradiție
de-a lungul secolului, pe silvicultură, pe nu știu ce altceva, pe agricultură, cu siguranță ciclic da, aceste meserii pot să revină, și, da, să revină și e normal să pregătim. La dumneavoastră, care ar fi așa un trecut istoric în zona respectivă? Da, din ceea ce am studiat, din curiozitate, să văd de unde vine în primul rând denumirea școlii pe care, în care lucrez. Denumirea localității. Denumirea localității și a liceului, da. Liceul Roșia Jiu, așa da, se numește. Da, Liceul Tehnologic Roșia Jiu. Da. Am observat că datează din secolul 15, de pe vremea dacilor, întotdeauna pe Primele atestate de pe vremea dacilor și secolul 15, prima menționare a localității. Prima menționare a localității, da. De pe timpul domniei lui Radu cel Frumos. Da, foarte interesant, sfârșit de secolul 15. Da. Mai târziu, cam la 1838, am văzut din documentele studiate, s-au înregistrat un număr de 90 de familii în zona respectivă. Au căpătat, zona a căpătat denumirea de Roșia după numele lui Gheorghiță Roșianu, unul din proprietarii mai înstăriți ai zonei. Și pentru că a apărut un număr mare de familii, evident trebuia să apară și o școală. Așa că prima unitate școlară, școala primară, a apărut în 1843. Deci, în prima etapă, când s-au format primele școli sătești, au început în 38 cu formarea învățătorilor și s-au terminat în 42-43. Iată, noi suntem din vechi timpuri. Da. Și atunci... Deci, o tradiție extrem de... Da. O tradiție care obligă. Obligă, exact, asta vreau să spun, obligă. De aceea noi trebuie să fim așa, pe măsura istoricului, să ne continuăm ceea ce au început... Iar în zona respectivă, cred că dumneavoastră sunt descontinuatorii tradiției, pentru că Rovinariu este mult mai nou, celelalte localități sunt atestate mult mai târziu, Bâlteniu, de exemplu, care e mai apropiat, sau sigur, alte lucruri, deci e pe undeva normal pe unde să mergeți mai departe. Să ne continuăm și să nu facem de râs, e adevărat. Da. Am văzut că în timpul respectiv 10 copii erau înscriși la școală, din cei 30 de vârstă școlară, dar din cauza condițiilor grele, părinții nu și-au putut da la școală și atunci 20 au rămas probabil analfabeți la timpul respectiv, însă 10 au urmat cursurile cu profesorul Gheorghe Furduianu. Am funcționat din 90 acolo ca profesor și am avut mulți elevi cu numele Furdui. Și atunci Furduianu vine de la numele primului învățător din zona ca respectivă. Ca ideea de că Furdui vine dinspre Ardeal. Da. Și e posibil ca cumva să fi plecat dinspre Ardeal, să se fi stabilit. Am și prins unitatea școlară respectivă pe raza unității de acum. Era o încăpere din lemn, destul de îngustă. Am încercat să o recondiționăm, nu s-a putut pentru că e vorba de 100 și de ani și cum timpul își punea amprenta asupra tuturor lucrurilor, evident că și asupra ei și a trebuit, cu părere de rău, să renunțăm la respectiva clădire, să spunem așa, pentru că puneam viața fizica copiilor în pericol și am renunțat, dar nu la istorie, doar la clădire. Mi-aduceam ca o paranteză, vedeam zilele trecute o statistică a unor școli din Gorj. Bine, trebuie luat un anumit aviz pe care dumneavoastră știți foarte bine la ce se referă și au trecut acolo că școala n-a suferit, deci școala de la 1891 n-a suferit nicio modificare până în prezent. Și se funcționează în ea, are inclusiv autorizație sanitară. Nu o să dau localitatea, dar mie mi-e greu de crezut că chiar nu s-a întâmplat nimic în 100 și ceva de ani, mai ales că, din câte știu, școala respectivă are toalete moderne. Deci, măcar acel lucru nu cred că se făcea acum 100 de ani. Deci, chiar ar fi... Îmi pare rău că n-am venit cu o poză să vedeți cum arăta școala la timpul respectiv și probabil așa arăta și această unitate care n-a suferit nicio modificare. Da, ea arată modern acum, arată că așa modern, și la dumneavoastră. Da. Bine, asta a fost, apropo de paradoxurile și nu neapărat de statisticile din învățământul românesc și în general, pentru că sunt multe lucruri care deocamdată nu corespund și ar mai fi o problemă pe care o văd și bănuiesc că vă confruntați și dumneavoastră cu ea în general în învățământ. Se întâmplă un lucru. Sunt multe lucruri care se cer școlilor. Dar, deocamdată, spațiile școlare, știm foarte bine, noi le avem în custodie sau suntem ca un fel de chiriași. Da. Practic, ele aparțin administrațiilor locale. De multe ori,
dacă sunt situații fericite și am văzut asta, nu știu cum e la localitatea dumneavoastră, dar am văzut asta în alte localități, gen municipiul Târgu Jiu, unde s-au făcut investiții enorme în ultimii ani. Sunt și localități mai la marginea județului în care practic administrațiile locale nu investesc în școala respectivă, dar și acele școli trebuie să facă față la toate cerințele. Da. Și de aici totul se... Deci foarte școala, greu. Da, școala suportă, să zicem așa, toate neajunsurile, dar vinovații nu îi putem găsi acolo, ci mai degrabă în administrația locală. Da, e adevărat, e foarte greu să lucrezi fără colaborare cu autoritatea locală. Mulțumesc autorităților locale din Comuna Fărcășești pentru că au răspuns pozitiv la solicitările noastre. Chiar avem un laborator de chimie modern. Nu știu dacă este în județul Gorj. Vă spun sincer, da? Și vă invit să-l vedeți. Este luat de la Eurodidactica, a costat destul de mult. Domnul primar și Consiliul Local au acceptat propunerea noastră de a aduce un lucru de calitate în școala noastră. Până la urmă, dorim să facem calitate cu ce, dacă nu avem lucruri de calitate? Aici e problema, totodată, că dacă se investește... Sigur. Totodată am solicitat construirea unei grădinițe și a unei clase pregătitoare cu toalete specific vârstei, pentru că ne confruntăm cu această situație și, așa cum a spus Aracipu, să ne taxeze acolo unde nu sunt corespunzătoare. S-a realizat și această clădire. Nu am trecut, din păcate, așa cum ar fi trebuit acum în toamnă, pentru că nu am avut posibilitatea să achiziționăm, dumnealor, de fapt, mobilier școlar așa cum ne dorim. Dar în primăvară, probabil, va fi pe ordinea de zi și vă invităm cu mare drag la oferta educațională pentru 2016-2017. Și veniți și la inaugurare, că probabil și veți face și o inaugurare a acestui obiectiv, mai ales că totuși sunt puține, din păcate, nu că am eu ceva cu o, dar am mai semnalat lucrul acesta și spun și alți analiști, biserici găsești noi la fiecare sat. Școlile, din păcate, care se construiesc sunt din ce în ce mai puține. Da. Practic se mai repară cele care sunt, dar foarte puține școli noi. Da. Iată că printre zone în care ați construit ceva nou, sunteți și dumneavoastră și asta e foarte important. E adevărat și are un alt aspect și copiii percep lucrurile altfel. Sunt așa, impresionați de frumosul care e în jurul lor și au altă deschidere. Ca și noi suntem oameni și starea ne inducem atunci când vedem lucrurile bune în jurul nostru. Da, și mai e o chestie, sunteți într-o zonă rurală, poate unii dintre copii n-au acele condiții acasă, deci cu siguranță condițiile la școală sunt peste condițiile care le oferă părinți, unii dintre părinți. Da. Și atunci înseamnă foarte, foarte mult acest lucru. Poate de asta vin și cu mai multă plăcere la școală. Să vă spun următorul lucru. Noi suntem mediu rural, dar cum știți, e foarte aproape de oraș. 80% din populația școlară este din oraș. Din oraș. Și mai devreme spuneam, m-ați întrebat dumneavoastră cum facem noi, că noi sunt singură, că eu n-aș putea să fac nimic fără colegii mei, de creștem ca și populație școlară. Facem actul educațional de calitate și acest lucru se observă și atunci când copiii din zona comunei Bâlteni, deși vin cu ocazie sau cu alte mijloace, nu le asigură transportul primăria, vin la unitatea noastră școlară. Avem copii din zona Bâlteniului și la profesională, și la clasa 12-a, și la clasa 3-a, și la clasa pregătitoare. Și asta înseamnă că noi știm să-i aducem către noi. Da, deci suntem copiii, căutați. Părinții, nu de copii, sunt nu numai copiii de serviciile dumneavoastră, de asta vin. Sigur. Pentru că, mai ales că nu e aproape, că dacă ar fi școala de lângă, zici, mă, asta sunt e că e cea mai comodă. Sunt obligat să merg acolo, da, nu trebuie să... Dar e vorba de altceva și pentru asta e un motiv de mândrie pentru dumneavoastră și pentru colegii pe care îi aveți, tocmai pentru activitatea pe care o desfășurați. Da, și le mulțumesc colegilor și salut părinții și... la copiii mei, că toți sunt copiii mei, le transmit așa sănătate și să fie aplicat studiului și să asculte corpul profesoral de la Liceul Tehnologic Roșia Jiu, că au ce asculta și au modele de urmat. Am trecut pe nesimțite, ne-ați dat deja câteva informații care pot fi știri, veți avea profil silvicultură, aveți o clădire nouă care va funcționa în perioada următoare, că așteptați practic doar mobilierul, că restul este făcut.
Ce alte planuri de viitor aveți, nu neapărat acum, dar pentru următorii ani? Cum vedeți, să zicem, dezvoltarea zonei și, bineînțeles, a liceului pe care îl conduceți în anii următori? Așa cum ați spus, există, viața e ciclică. Și istoricul spune că în zona respectivă oamenii locului se ocupau cu creșterea animalelor, eu știu, de agricultură în mod special. Poate că în viitor, de ce nu, și o ramură a agriculturii. Trebuie să producem. Da, și trebuie să o facem cât de cât științific. Nu se mai poate face agricultura din tată în fiu deja. Da. Sunt unele lucruri care trebuie învățate ca să le faci. Dovadă, apropo de chestia asta, și chiar însemnala cineva de la o pepinieră din Gorj, zicea, dom'le, nu mai e nimic valabil din ce am învățat eu ca inginer acum 20-30 de ani. S-a schimbat clima, se schimbă condițiile. Deci, factorii de mediu. E nevoie, chiar spunea, e nevoie de profil agricol la învățământ, pentru că copiii ăia trebuie să știe cum să facă. Nu mai poate ajuta prea mult bunicul, chiar părintele, pentru că lucrurile se schimbă. Da, e o nouă tehnologie care trebuie aplicată să reziste păcate, condițiilor externe. Da, și din păcate, cum sunt la primării din ce în ce, inginerii agronomi cam au dispărut. Deci, din ce în ce mai rău. Deci planul nostru e bun. Da, practic școala trebuie să acopere și aceste lacune, da, până la urmă. Da. Acum vorbeam de ce înseamnă învățământul la ora actuală. Dumneavoastră, practic, ați depășit cu bine aceste etape importante în viața școlii, de la admiterea în liceu, bacalaureat și realizarea toate planului de școlarizare. Foarte ce ne-am, propus, am realizat. Și care ar fi, să spunem așa, nu neapărat nemulțumirile, dar dificultățile care le întâmpină, nu neapărat școala pe care o conduce, dar în general. Care sunt dificultățile pe care le are de înfruntat învățământul în această perioadă? Da, în primul rând, aceste schimbări, care nu se mai opresc. Continuă la nesfârșit. Chiar vedeam și vis-a-vis de școala profesională, un punct din acele modificări la legea educației, școala profesională să treacă de la 3 la 2 ani. Da, și există o asemenea propunere. Da, am văzut și acest lucru. Deci, modificările care creează o instabilitate, necazurile create de sistem, pentru că nu ține familia alături de copii, și lucrurile acestea noi le percepem cel mai bine, observăm lipsa căldurii căminului, lipsa căldurii mamei din viața copilului. E anormal ce se petrece, familia este nucleul societății. Ce nucleu avem noi dacă mama e în Spania, tata în Italia și copilul la Roșia Jiu? Da, din nefericire, este o realitate. Da, și sunt mulți la număr copii. Și exact ce spuneam, această tehnologie avansată care îi agită pe copii. Sunt foarte, foarte agitați, observăm de la o generație la alta. Avem și două mesaje. E un salut. Salutăm pe doamna directoare să spună numai lucruri bune despre liceul nostru. Probabil că e cineva vreun copil. Și un salut. Și cineva vă întreabă dacă nu v-ați gândit la o unificare a liceelor Fărcășești și Rovinari, dar în jurul Fărcășeștiului. Deci așa spune. Sună bine. Da, probabil că sună e bine. Din zonă. Da. Da. Și le mulțumesc că au încredere în liceul Fărcășești, dacă doresc ca liceul din Rovinari să vină aproape de noi. Da, noi și suntem parteneri cu toate școlile din jur. Nu s-a creat acea baricadă între noi și celelalte școli. Noi vrem să venim în sprijinul copiilor din zona respectivă. Și pentru aceasta suntem parteneri cu liceul, cu colegiul Gheorghe Tătărescu, cu școala generală numărul 1, cu școala generală numărul 3. Toți suntem colegi și mâncăm o pâine din același sistem. Trebuie să ne respectăm și să lucrăm în folosul copilului și al familiei și a societății până la urmă. Da, avem un mesaj și pe Facebook. Editu sau Edițu, ceva de genul ăsta este ID-ul de Facebook. Respect deosebit doamnei directoare. Este copilul care a plecat de la noi, la liceul de muzică. Îl salut pe iată, cu elevul ocazia respectiv. Asta, ca să vedeți că feedback-ul este destul de bun. Deci se urmărește această emisiune.
Din nefericire am ajuns la finalul emisiunii, cu promisiunea că reveniți, pentru că mai sunt lucruri de discutat. Încheiem aici emisiunea de astă seară. Mulțumesc pentru invitație și eu. Revin și sper să revin cu lucruri pozitive și să avem feedback-uri la fel de bune. Și cu siguranță mergem și la fața locului, pentru că faptul că inaugurați o școală înseamnă foarte mult. Cu mare drag fac invitația în mod direct și vă anunț în mod special, pentru că dumneavoastră sunteți alături de noi, sunteți colaboratorul numărul unu al nostru și de fiecare dată când am avut o activitate de promovat, că până la urmă ne trebuie să... munca promovată. Experiența pozitivă trebuie mediatizată cu siguranță. E adevărat. Să fim model pentru cei din jur. Vă mulțumim. Dragi telespectatori, a fost doamna Liliana Bugă, directorul Liceului Tehnologic Roșia Jiu. Mulțumim pentru atenție. La revedere!